Salut, mâna, distinse domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Ziua Z, difuzată cu generozitate de postul privat de televiziune 6TV. O ediție în care ne focalizăm la tema pe care Europa o discută în cancelarele oficiale, Brexit după votul din Parlamentul Britanic. Am considerat necesar să aduc în fața camerelor de televiziune o cunoscută personalitate militară și un tânăr și promuțitor expert civil în geopolitică. Invitație de astăzi fiind în primul rând domnul general rezervă Mircea Chelaru, care a condus statul major al Armatei României. Bine ați revenit la 6TV, domnule general, și vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația. Mulțumesc, bine am revenit în emisiunea dumneavoastră și mă bucur că mă revăd cu cei care își completează cunoașterea printr-o curiozitate minunată. Și în același timp am plăcerea să salut în această seară prezența alături de noi a domnului Răzvan Munteanu, care este președintele Camerei de Excelență în Afaceri Internaționale și a condus în anul 2018 o campanie inteligentă pro-NATO, finanțată de la sediul NATO, un context în care s-a întâlnit cu tineri din medii universitare, din licee, și are o viziune extrem de clară asupra dorințelor noii generații între o Europa ce se dorește democrată și unită. Bine ați revenit, domnule Răzvan Munteanu, la 6TV. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Avem o primă imagine pe ecran. 6TV în această seară pornește emisiunea cu o exclusivitate. Suntem singurii care difuzăm în următoarele 25 de minute, pentru început, o adevărată revistă a presei britanice, toată focalizată pe ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul Britanic. Un prim vot de respingere a înțelegerii dintre premierul britanic Theresa May și oficialii de la Bruxelles și un al doilea vot în care i s-a întărit poziția de a rămâne în continuare persoana care conduce executivul de la Londra. De la această imagine a presei britanice de astăzi, difuzată în exclusivitate de 6TV, pornim în analiza pe care cei doi invitați cu opinii complementare o vor face și pentru început cer opinia președintelui Camerei de Excelență în Afaceri Internaționale, domnul Răzvan Munteanu. Brexitul va fi un subiect care va rămâne în headline-ul presei internaționale pentru mult timp de acum încolo, tocmai ca urmare a scenariilor probabile care vor avea loc, dar nu putem spune acum cu siguranță ceea ce se va întâmpla. Și din punctul meu de vedere, văzând declarațiile care au venit atât de la Paris cât și de la Berlin, Uniunea Europeană ar putea fi dispusă în cele din urmă să accepte o prelungire a ieșirii a negocierilor finale privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, mesaje care au fost date de către cei doi lideri chiar în ziua de astăzi. Pe de altă parte, Theresa May a început discuțiile cu liderii principalelor partide din legislativul britanic și în ultimul rând ar trebui să luăm în discuție și un scenariu care părea oarecum cândva, în urmă cu ceva timp, părea oarecum fantezist, dar pe care partidul de opoziție, laburiștii, îl susțin în continuare, ideea unui nou referendum privind viitorul Marii Britanii în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aceste două scenarii de bază, cred că putem lucra pe termen foarte scurt, încercând să identificăm o poziționare a Marii Britanii pe scena relațiilor internaționale. Dar aș vrea să rămâniți telespectatori apropo de varianta a doua, pentru că înainte de emisiune am citit o cronică într-un ziar britanic, ediția electronică, care spunea convingerea celor care o susțin pe doamna Theresa May este că un al doilea referendum nu va putea fi posibil decât peste un an de zile. Cum comentați o asemenea ipoteză? Păi, în primul și în primul rând, inclusiv laburiștii, pentru că este proiectul pe care ei l-au propus și acum, în ultima perioadă. Da, exact. Inclusiv ei au spus că nu ar accepta un referendum care să vină într-un timp foarte scurt, pentru că Marea Britanie și societatea din Marea Britanie are nevoie și trebuie să facem o dezbatere.
pare paradoxal, dar este o societate destul de divizată și mesajele care apar în spațiul online, spațiul de socializare, dacă citim mesajele pe grupurile de socializare britanice, vom vedea niște discuții foarte consistente și marcate de un clivaj social destul de puternic între susținători ai ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și adepți ai rămânerii britanicilor sub actualul format. Am dorit să fiți prezent în această emisiune pentru că ați dat un interviu interesant jurnalistului Sebastian Rusu, în care ați vorbit de mai multe ipoteze care ar putea să fie după cele întâmplate în Parlamentul Britanic. Sigur, ipotezele, scenariile, pentru că vorbeam de scenarii cu colegul nostru Sebastian Rusu, luau, discuția era înainte de votul din Camera Comunelor a Parlamentului Britanic și atunci chiar am intuit faptul că Theresa May nu va avea o majoritate și dacă va avea, va fi una oricum destul de firavă și s-a demonstrat că votul a fost unul negativ și actualul Brexit nu... propunerea inițială de Brexit nu a fost acceptată. Deci, fie vom avea o ieșire, un nou Brexit, o ieșire fără înțelegere a Marii Britanii cu Uniunea Europeană în luna martie, fie vom avea o prelungire a acestor negocieri, Franța și Berlinul lăsându-și deschise pentru acest lucru, sau fie vom avea o dezbatere destul de continuă pe scena politică din Marea Britanie, care se conducă oarecum către un viitor referendum. Dar lucrurile rămân de văzut cum se vor poziționa din punctul meu de vedere. Avem o nouă imagine pe ecran, domnule Gian Chelaru, iată unul dintre cotidienele prestigioase de la Londra, care dă semnalul că de fapt rămâne o situație mai degrabă în ceață cu Brexit-ul după ce Parlamentul Britanic s-a pronunțat. Înainte de a-mi răspunde domnul Gian Chelaru, îi rog pe colegii din regie să focalizeze pe cartea de pe masa mea, din fața mea, camera, deoarece am dorit să fie domnul Gian Chelaru în mod special în această seară, la această emisiune, deoarece a publicat recent, a lansat în diferite zone din țară, puteți să arătați imaginea cărții, preocuparea sa pentru naționalismul și Europa națiunilor. Pornind de la această carte și de la evenimentele din Parlamentul Britanic, vreau o primă evaluare a dumneavoastră a situației din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. O încercare. Pentru că, după cum ați constatat și aș început distinsul junior analiza, ei înșiși n-au capacitatea să-și evalueze până la ora actuală situația. Că dacă ar fi evaluat-o corespunzător, citeam de una dintre declarațiile lui Cameron, că el nu regretă faptul că a patronat referendumul. Cameron fiind un conservator care a căutat să evite pe cât posibil orice soluție sau, dacă vreți, oportunitate de a se extrage Marea Britanie din comunitatea europeană. Deci, inclusiv în interiorul Partidului Conservator, sunt viziuni diferite, sunt contradicții de abordare a politicilor domestice, că aici o problemă mult, atent vă spun, mult axată pe politică internă. Brexit-ul este una dintre cele mai expresive, dacă vreți, studiu, cel mai expresiv studiu de caz al modului cum se poate rata, neavând un feedback corect, o politică internă cu efecte de în politică externă majore. Printr-o comparație acum, pentru că e bine să facă această evolută, noi căutăm să facem mold-in-ul, adică să aducem Moldova înăuntru. Dacă Brexit-ul este, pe care unii îl consideră altfel și o să-i dau expresia mai puțin academică mai încolo, noi vrem mold-in-ul. Cea mai mare eroare pe care a făcut-o România, deci apropo în oglindă, revers, pentru că gândim oarecum în clepside, dar cu clepsida răsturnată. De la bun început, România, statul român, guvernele succesive au tratat Republica Moldova, ca să vorbim în termeni oficiali, Moldova de dincolo de Prut, în termenii, dacă vreți, familiari, Basarabia, în termeni istorici, cunoscuți, istorici, ca atare, au tratat această entitate
ca pe un subiect de drept internațional. Ce mai mare eroare! De la bun început, România trebuia să trateze porțiunea, entitatea de dincolo de Prut, ca pe un subiect de politică internă. Și toate operațiunile care s-ar fi luat în considerare de la București trebuiau să fie în rezonanță, cutie rezonantă, în mimetică, exact ca și la Chișinău. Ori noi am ratat asta începând cu 1991. Toate politicile au fost de așa natură despăimoase să nu deranjăm pe mai marele de la răsărit, politică proastă a tovarășului Iliescu, o consider ca fiind acea perioadă o politică antinațională, nu antiromânească, antinațională din perspectiva intereselor pe care noi trebuia să le exploatăm pe oportunitatea de atunci. Cu o populație inclusiv rusofonă sau etnorusă care își dorea să se unească cu România. A zburat puiul cu oața. Acum, un moment, dumneavoastră a studiat în Germania la Garmisch-Partenkirchen și vă întreb, apropo de Moldova, de ce n-a urmat executivul de la București, cel din ultimii 29 de ani de diferite culori politice, ceea ce a făcut guvernul RFG-ului ca să facă reîntregirea Germaniei? Simplu. Pentru că aici sunt dâmbovițieni, iar acolo sunt germani. Acolo s-a urmărit interesul națiunii germane, pentru că Mutter Deutschland, mama Germania, era amputată și ei și-au reîntregit trupul mamei, ceea ce în România nu a fost perceput de la București, pentru că, pe de o parte, erau încă instilați de dogmele unui mental sovietizat și, doi, foarte mulți dintre cei care ne-au condus nu slujeau interesele României. Erau cu ștecherul în priza altor interese. Vă spune fostul șef al Direcției de Contraspionaj General al României. În momentul când am început să demascăm treburile acestea, am devenit persoana non grata și ținta sistemului care a început să se paralelizeze, să se paralelizeze încă din anii 98 către 2000 și s-a perfecționat după 2006 când instrumentarul statului anomic, adică incapabil de decizii strategice, să fie preluat de grupuri paralele, așa zise, subrutinate, care au confiscat statul pentru satisfacerea a trei lucruri. A intereselor de grup care funcționa ca niște noduli cancerigeni în stat. Doi, protejarea intereselor terților de pe alte spații decât cele românești, o să vedeți acum că ajung la Marea Britanie. Și trei, satisfacerea propriilor vanități, orgolii și eliminarea adversităților și adversarilor. Asta este definiția simplă. Ne întoarcem la Marea Britanie. Undeva cunoașteți bine că istoricește Scoția nu cântă același marș al libertății cu același cimpoi. Exact. Ați înțeles? Vă întrerup o secundă și continuați, pentru că vreau să arăt o nouă imagine telespectatorilor. Iată un comentariu substanțial din Financial Times. Financial Times a publicat și o comparație a voturilor din Parlamentul Britanic. Cine a votat inițial împotriva modalității doamnei Theresa May de a face Brexit-ul și cine a votat ulterior cu ea. Pe acest fond aș vrea să faceți o referire și dumneavoastră și colegul Răzvan Munteanu și la partea financiară. Am să ajungem. Partea financiară la ora actuală este subsidiară. Aici este o problemă de bătălia unor mentaluri profunde. Spuneam de Scoția că niciodată n-a cântat pe același cimpoi. Să nu uităm că există această previziune chiar în anul 2008-2009, fostul prim-ministru de acea vreme atrăgea atenția că este posibilă o dizidență mai întâi și apoi o desprindere a Scoției din cadrul regatului, pentru că nu mai sunt de acord să fie nu mâna a doua, să fie o
sub rutină o secvență secundară, Scoția, în cadrul patronatului politic al Londrei. Lucru care, vedeți că se întâmplă oarecum și în Irlanda, pentru că aceste două entități au fost și și-au găsit, dacă vreți termenul cel mai frumos, consonanța vibratorie civilizațională prin interior, prin intrarea în concertul Europei robuste. Că există o Europa robustă. Nu cea care o vedem astăzi că face erori. Există o Europa robustă, iar periferia vestică, cea care a plecat departe de centrul Europei, simțea nevoia să intre în unda tractoare a civilizației permanente a Europei robuste. Doi, în interiorul mișcării naționaliste, atenție, recrudescente, chiar de natură extremă. Am scris undeva în carte, pentru că noul naționalism, dacă nu intră în așteptarea și pentru a fi validat de către valorile națiunilor europene, pentru că fiecare națiune europeană este un cumul de valori incomparabil cu alte spații ale lumii. Acestea, nerezolvate, se pot întoarce în perioada pentru naționalism în perioada interbelice a violenței, a reducționismului radical, al extremei excluzioniste. Nu este vorba de un naționalism inclusiv și cooperant, un dialog internațiunii. Asta se întâmplă într-o lume care ne dă nouă lecții de bună purtare. Dumneavoastră m-ați trimis acolo la Tereza May, care a rezistat, iată, a rezistat votului de neîncredere. Ce înseamnă asta? Că nici unii, nici alții nu vor să riște până la capăt. Și unii și alții vor să-și adingă obiectivele și scopurile, să spunem, opoziția laburistă. Iar prin natura ei este, în general, internaționalistă. Și lucrează mână în mână cu cei de la Bruxelles. Conservatorii vor să o țină pe mai departe pentru a-și atinge ce? Tocmai obiectivele radicale pentru care s-a făcut Brexit-ul. Acest tratat de ieșire, această înțelegere negociată cu un francez, dacă duci în istorie întotdeauna, cele două elemente care s-au suspectat reciproc a fost Anglia și cu Franța și s-au unit numai după ce a apărut marele balaur Germania. Ei, acum ele se suspectează în continuare reciproc, iar arbitrul Germania. Am să vă spun și de ce merg pe teoria aceasta extraordinar conspiraționistă, pentru că venind către dumneavoastră, dintr-o dată mi-am schimbat clișeul de abordare. Și m-am întrebat, dom'le, de ce s-a ajuns la Brexit? Dacă se voia ca Anglia să rămână în continuare în interiorul Uniunii, nu trebuia ca și Franța, și Germania, și Statele Unite, dacă era de bună credință, se spune, băi, băi, stați-mă în banca voastră acolo, că noi trebuie să creăm un model de colaborare și de conviețuire a unei comunități uriașe în perspectiva bunăstării și prosperității popoarelor în secolul 21. Nu cumva Brexit-ul este o lucrătură adâncă, inclusiv transatlantică, pentru că spargerea unității europene este cel mai mare beneficiu atât pentru cel de dincolo de ocean, cât și cel care o ocupă întreaga Asie. O Europa unită, puternică, competitivă, este considerată o formă de agresiune viitoare asupra celor două entități uriașe. Mă rog un pic, pentru că vreau să arăt o imagine și să rog acum pe domnul Răzvan Munteanu să continuă să vă ascult și pe dumneavoastră imediat. Apare aici pe prima pagina unui alt cotidian britanic, ideea de secesiune a Scoției. Aș vrea să fac două precizări. Fiind întrebată doamna care este premierul Scoției vis-a-vis de un nou referendum privind independența, a spus că acesta ar putea deveni o realitate peste câteva luni, funcție de finalitatea Brexitului. Și ca să dau dreptate domnului Jean Chelaru, președintele Macron astăzi a avut un discurs în care a spus poporul britanic a fost mințit, au
au existat influențe externe și pe bază de fake news a existat o influențare a alegătorilor la primul referendum. Mă un pic să ascult pe... Apropo de Macron, și intri imediat. Sigur, da. Macron, la discursul privind comemorarea... De la Arcul de Triunf. A indicat pentru prima dată. Este fără precedent. Nici măcar de gol n-a făcut-o când a ieșit din NATO. Ori Macron spune, inamicul Franței... Sunt Statele Unite. Și prin mine, ascultă-mă bine, Europa, pentru că je suis Macron, je suis Lili, a spus că America este inamicul Franței. Dom'le, este cea mai gravă afirmație. Eu cred că această undă de șoc a făcut să bată clopotele din Piața Roșie. Pentru cine bat clopotele în celebrul român? Mulțumesc, fără să se deschidă umbrele din Cherbourg, încă. Răzvan Munteanu, opinia ta, vis-a-vis de această sensibilizare în presa britanică a posibilei ieșiri a Scoției, să nu uităm că Scoția are un port în nordul teritoriului ei, unde sunt submarinele nucleare britanice. Cu siguranță, dar este un subiect despre care s-a vorbit cu mult înainte ca referendumul pentru Brexit să aibă loc, pentru că Scoția a dat semnale acestea, și nu numai Scoția, cât și Irlanda. Dar de ce a fost acum, în contextul votului din Parlamentul Britanic? Este o presiune, de ce a fost reluat? Este o presiune plus pe care scoțenii o pun asupra politicii Marii Britanii și ei nu vor să-și piardă acest avantaj pe care l-a căpătat cu foarte mare greutate. Nu, sunt total de acord cu ceea ce a spus domnul general, nu vor mai dori și nu prea l-au convenit să fie o vioară a doua în Imperiul Britanic și ultimele decenii ne-a arătat acest lucru. Ori le făceam referire în primul și primul rând la această campanie de fake news. Anul 2016 a fost de fapt anul în care sintagma fake news a fost considerată sintagma anului. Atât influențat de atât alegerile din Statele Unite ale Americii care l-au adus pe Donald Trump la Casa Albă și de acolo o serie de evenimente care au condus inclusiv la declarația președintelui francez Emmanuel Macron, că și aceste elemente de fake news au fost folosite unde altundeva decât în campania pentru referendum. Aș reminti că sunteți inițiatorul unui ghid vis-a-vis de fake news. Care va apărea acum în perioada imediat următoare și acolo știți foarte bine că am tratat inclusiv aceste aspecte care sunt destul de vizibile și destul acum ușor de documentat, pentru că marile think tank-uri occidentale au scos în evidență la câțiva în distanță cum au evoluat și cum s-au manifestat aceste campanii de dezinformare a opiniei publice. Și mai este un aspect pe care nu ar trebui să-l uităm, că unul dintre promotorii Brexitului, celebrul europarlamentar britanic, nu și-a asumat nicio responsabilitate după rezultatul acelui referendum. Mai am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră un moment. Am fost anul trecut în Marea Britanie și am colindat Londra în lung și în lat și am impresia că este o discrepanță între ceea ce vedem pe ecran, inclusiv la BBC, aceste discuții, inclusiv de genul acesta, brainstorming-uri, și realitatea din teren. Pentru că realitatea din teren, fiecare își vede de meseria lui, de programul lui, societatea britanică este una care are reguli foarte clare și care le respectă. Bun, acum totuși nu ne aflăm în fața unei calamități internaționale încât populația să fie foarte agitată, dar chiar presa britanică a spus și a scos în evidență un lucru foarte interesant, cât au crescut vânzările de conserve și de alte alimente ca urmare a unei presiuni sociale în care populația este alimentată de o neîncredere, neștiind de fapt ce se va întâmpla în ziua de mâine. Deci, au port celebre cutii Brexit, așa se numesc pur și simplu cutii Brexit, niște cufere în care găsești porția de mâncare pentru 2 luni de zile, cu un filtru de apă și cu alte elemente necesare pentru a putea supraviețui. A zis filtru de apă sau de whisky? Nu, filtru de apă. Enorm, whisky, o scoție. Scoțenii probabil vor ceuni un pahar de whisky. Mai avem 3 minute și vreau opinia noastră pe aceeași problemă. În primul rând, să nu uităm că fake news-ul a fost întotdeauna. Întotdeauna, categorie. Nu e. De la Volkov și Desaie, teoria manipulării și a implicării falsului manipulatoriu, de la discursul paradigmatic de tip paradoxul ciceronian, întoarcerea valorilor pădos, sofismele și așa mai departe, care au fost puse pe piață și au întors adevărul cu fundul în sus. Fake news-ul ce înseamnă? Introducerea în discursul public mai nou
a unui complex de fraze cu o logică bine țintită pe o anumită temă, total credibilă, care generează, numai prin reprezentare, o realitate virtuală. Ea nu este palpabilă, dar se generează o realitate virtuală. Toată lumea crede că așa este. Și când trebuie să pună acel așa, nu există. Și se schimbă ce? Se schimbă, și aici e norocerea cea mare, pachetul de standard de valori la care se raportează o realitate. Percepția socială. Exact. Da. E din punctul ăsta de vedere, distrugând percepția unei realități și inducând o lume virtuală bazată pe minciună, că ăsta e fake news, nu e liar, că aia se poate demonta. Fake-ul înseamnă că el există, îl tratez ca atare, ca și cum ar fi realitate, dar este în cele din urmă descifrabil, nu este ca adevărul curat, e descifrabil. Faptul că Anglia a ajuns aici, eu scriam în o posibilă soluție și dumneavoastră mi-ați mai adus aminte, undeva la Se mișcă lumea, atrăgem atenția numise 93 în septembrie, că Anglia este calul troian introdus în Europa, care va ieși și va destructura această construcție la ordin la un moment dat. Așa scriam în 1993. Pentru mine nu-i nimic nou sub soare. Să nu uităm că CIA-ul și FBI-ul provin din Scotland Yard. Și acum este invers. A venit nepotul la bunici ca să le spună cum s-a mai mișcat lumea și care este noua metodă. Și acum a venit și momentul pauzei publicitare. Continuăm dialogul tot cu dumneavoastră. Bine. După calupul publicitar. Cum spuneți dumneavoastră? Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem șansa unui dialog interesant cu conaționalii Mircea Chelaru și Răzvan Munteanu. Pe ecran acum o imagine nouă. Consacrăm partea a doua a emisiunii Ziua Z pentru a descifra, dincolo de declarațiile oficiale, motivațiile reale ale unor personalități implicate în cele întâmplate în ultimele două zile la Londra. În prim plan este doamna Theresa May cu declarația oficială, a cărui element de noutate a fost dorința de a colabora cu partidul de stânga, numai că liderul acestui partid nu a venit la convorbiri și a dat o declarație în care spunea că lucrurile trebuie privite mult mai serios. Vă rog, domnule general Mircea Chelaru, pornind de la limbajul corpului, sigur noi avem aici o fotografie, și continuând cu ceea ce știți vis-a-vis de fermitatea doamnei Theresa May în promovarea totuși a unui Brexit conform primului referendum, cum comentați dumneavoastră această nouă situație? N-am să comentez situația, am să tratez această situație din perspectiva unor repere anterioare. Deci noi facem trimitere la o expertiză anterioară posibil de a fi plasată peste acest model de atitudine. Theresa May este cea care reprezintă, în opinia mea, una dintre pilonii, stabilopozii trimiterii la voința poporului. Ia orice frază spune așa a voit poporul, 52%, n-are importanță dacă a fost păcălit, fake newsizat și așa mai departe. Această încăpățânare, această rigidizare a opțiunii mă face să cred că există, sau mă generează convingerea deja, că există nucleul dur, conservator, din adâncimea existenței Marii Britanii. Aș vrea să folosesc termenul nu oculte, ci a acelei rezistențe identitare imperiale a Marii Britanii, a Angliei in corpore, în special, care nu permite niciun fel de tip hegemonic asupra ei. Și speculează, și rețineți ce vă spus eu, se speculează această eroare gravă pe care o face Bruxelles. Dacă apar euroscepticiști sau eurocriticiști sau europărăsitori,
este că inclusiv Bruxelles, prin modul său de comportament autocrat superpus peste toate celelalte state, a căror demnitate uneori este chiar răscolită, întoarsă pe dos. E tema asta, tip ca zonă. Intri în casa omului cu cizmele unei legislații care se numește, vorba lui Eminescu, că suntem încă sub zodia lui, ca nu ca în perete, un ebietul om nu poate să o aplice că nu-i pe măsura sufletului său. E bine, această ideologie de desuveranizare, rețineți, ideologia Bruxelles este una de desuveranizare a statelor entități, nu le spun încă naționale, a statelor entități și uniformizarea printr-o legislație uneori stupidă a mentalului națiunilor. Domnule, nu vă supărați. Poți să uniformizezi orice. Cultura și spiritul niciodată. Putem să uniformizăm un tip de produs. Facem toată lumea același ochelar. Numai că, dragă domnule, dumneata trebuie să privești prin niște ochelari cu dioptrii de minus 6 sau minus 1,5, eu prin plus 2,3, mă atac cu un 3 și o diferit la celălalt 2 și așa mai departe. Această tentație de hegemonizare abuzivă a unei structuri nelegitime, pentru că ei nu sunt aleși. Comisia și cei care sunt în conducere nu au legitimitate, ceea ce în mentalul unui parlamentar englez, unii s-a născut din sânge, de multă vărsare de sânge. Cromwell a și spus, pe sângele și execuțiile noastre și din ghilotina noastră se va ridica marele adevăr al adevăratei democrației. Ca mai târziu să fie preluată ideea ghilotinărilor din Paris. Deci ca să ajungă acolo unde noi facem acum promotion pentru tipurile de democrații vestice, a trebuit să se producă de o zeci de ori mai multe calamități și crime decât s-a produs în spațiul estic. Fac o comparație din punct de vedere al statisticilor și a ceea ce ne prezintă istoria. Deci, din acest punct de vedere, dragul meu, Theresa May este conservatorul rigid, aș spune cum o caracteriza un jurnalist, conservatorul profil, tipologic. Iar ea nu are altă ieșire și chemarea la discuții a tuturor facțiunilor din Parlament, a liderilor politici, ea a spus-o. E un termen care la noi se ia la mișto. Pardon de expresia și cuvântul. Îl folosesc dublu peorativ. Interesul național. Deci Anglia are interese naționale. Națiunea engleză își apără interesele. Și ea spune, interesele națiunii mele a fost exprimat pentru un vot care reprezintă 52% și cu asta punct. Dacă vreți, bine, dacă nu, găsiți altă soluție. Și acum, apropo, la variante. Știți care este spaima cea mai mare a negociatorului Uniunii Europene? Barnier, Michel Barnier. Da. El are, sau Uniunea Europeană, are un precedent înfiorător din care iese opărită rău cu Norvegia. Norvegia nu este membră a Uniunii Europene. Da. Toată lumea spune, bă, mai spunea cineva că acolo... Da, dar are un acord special. Are două acorduri speciale. Și pe Asociația Liberului Schimb, da, renumitul ăsta EFTA, nu? Parcă așa da, spune. E vorba de liberul schimb, comerțul liber. Și pe controlul sau accesul în zona economică europeană. De la pescuit și terminând cu tot ce a vrut norvegenii. Barnier spune așa, să nu cumva, renunțându-se la acest acord negociat... De 600 de pagini. Deci e un acord negociat care nu convine cui? Radicalilor conservatori. Un acord negociat de tipul acesta ar fi convenit și pe jumătate opoziției care vor să le elimine de tot. Intrarea fără niciun acord dă haos în economie. Lucrul ăsta este expus și de unii și de alții. Și atunci, ce spune Barnier? Nu cumva ni se pregătește un fel de model de
Norway Plus, adică exact. Norvegia Plus, adică am două acorduri, dar mai bine Marea Britanie și în domeniul migrației, mai bine și în domeniul desfășurării produselor strategice, mai bine și în domeniul apărării. Și atunci ce am făcut? Devine Europa secondată sau vine, ea secondează inițiativele Marii Britanii. Am înțeles. Vreau să vedem o nouă imagine. Această imagine este a liderului opoziției britanice și vreau, da, și vreau opinia expertului în geopolitică Răzvan Munteanu. Cum vede el constanța cu care acest lider și partidul său dorește cu orice preț altceva decât își propune Theresa May? Bun, ei marchează pe un nou referendum. Dacă un referendum va avea loc și se vor schimba opiniile cetățenilor britanici, care, atenție, 52-48% nu este o diferență foarte mare, mai ținând cont de contextul acela de fake news despre care noi vorbeam. Tocmai de aceea la Brăși propun acum o dezbatere care să dureze săptămâni sau poate chiar luni în Marea Britanie pentru a fundamenta o viziune la nivel național. Dacă acest lucru se va întâmpla, s-ar putea ca să fie singurul lider britanic care va rămâne în istorie peste 50 de ani privind această problemă a Brexitului. Dacă nu, Theresa May va ține capul de afiș de-a lungul istoriei din punctul meu de vedere. Mă așteptam la expresia asta, ar putea să fie singurul lider politic relevant care nu va ajunge prim-ministru. Și acest lucru este adevărat în momentul de față. Trebuie să observăm un lucru care este foarte interesant, așa dacă aruncăm o privire exhaustivă asupra scenei internaționale și numai a Europei. Avem o relație transatlantică destul de tensionată. La Casa Albă un lider american care spune că este dispus să distrugă economia Turciei, care este partenerul său NATO și a doua mare armată ca și număr din NATO. Avem un președinte francez care spune că vrea să pregătească Europa să se apere de Rusia și de Statele Unite ale Americii în același timp. Avem un dosar al Brexitului destul de incomod și imprevizibil în același timp. Avem oarecum idei ale unui ieșiri ce drept sunt firave, dar ele există pe scena politică din Cehia, un Cexit, se vorbește încă de când Babiș a ajuns premier și de președintele filorus al Cehiei, nu mai are rost să vorbim. Deci sunt niște probleme destul de pertinente care s-ar putea să ne arate că lumea se va modela ușor în perioada mai următoare. Apropo, numai un moment, mai vreau o întrebare cu un răspuns. Mai este Italia, cu Salvini și cu toată această problemă. Mai vreau să vedem în toată aceeași imagine, pentru că dacă vă uitați atent, acest lider al opoziției britanice nu are carismă. A fost acuzat de susținerea pozițiilor Moscovei. A avut poziții cel puțin ciudate în privința NATO. Și totuși, la ora actuală, i-a reușit un singur lucru, acel vot împotriva înțelegerii dintre guvernul doamnei Theresa May și oficialii de la Bruxelles. La Bruxelles se știe un singur lucru, că a fost un schimb de mesaje scrise între Theresa May și Jean-Claude Juncker. Și întreb acum pe Răzvan Munteanu, până unde poate să meargă această opoziție din Parlamentul Britanic? Până unde poate să meargă? Până spre absurd. Sunt atât de complicate toate aceste lucruri, dar eu nu cred că se va ajunge acolo. Cel mai probabil, și de fapt Theresa May a început să negocieze problemele cu liderii principali ai partidelor politice, se lua în calcul chiar formarea, preluarea acestei probleme de către Parlament din mâna guvernului și un grup de experți să înceapă să renegocieze, inclusiv către Norway Plus, către acest format Norvegia Plus, care este oarecum insuflat în presa britanică destul de pertinent în ultima lună de zile. O renegociere a negocierii și atingerea unor obiective mult mai importante pentru Londra. Opinia dumneavoastră? O papă de deversare a atenției, adică o punere în temă, în discuția unei noi teme, exact. Depresurizează cele două mari teme. Iar eu vă spun cu foarte multă exactitate că nu are niciun fel de merit președintele Partidului Socialist sub forma în care a spus dumneavoastră, are meritul de a fi oprit. Nu! El, fără aportul radicalilor din tabăra conservatorilor, nu făcea nimic. Da, corect. Aici este o chestiune similară cu ce s-a întâmplat mai de ună, zic noi, anul trecut, când a fost dat jos un guvern al socialiștilor cu votul socialiștilor, adică cu al PSD-ului. Da. Păi fără votul PSD-ului putea să cadă guvernul Grindeanu? Nu. Sau următorul? Nu. Acest joc al conservatorilor încă nu este decriptat. N-am dat încheia lui.
Apropo, tot pe dumneavoastră vă întreb, avem imaginea lui David Cameron. Nu știm dacă acest interviu scurt a fost programat sau a fost așteptat de o parte a presei britanice. Ce este că, așa cum a zis și dumneavoastră, David Cameron s-a spălat pe mâini, a spus așa a fost referendumul, dar mă întreb dacă nu declarația lui vis-a-vis de Alea Iacta Est este un sprijin indirect pentru Theresa May, domnule general. Mai mult ca sigur, pentru că el rămâne, și-a și spus, el rămâne un conservator, îi acordă sprijinul pe mai departe lui Theresa May, este una dintre doamnele curentului ideologist care s-a ridicat prin școala de la Frankfurt, e foarte clar, alături de Merkel, alături de actuala, mai puțin actuala președinta a CIA-ului, grupul acela pregătit de adâncime, pentru că Europa își pregătește leadership-ul, atenție, cu o generație educațională în față. Cu 20 de ani în față. Și noi? Și noi îi aducem pe ei de 20 de ani în spate, că nu mai avem nimic, e tabula rasa. Sunt modele de gândire diferite. La noi scapă cine poate, cine rămâne și a apucat, rămâne până când îl apucă damblalele. Ia uite ce se întâmplă. Pentru că nu există o politică a bunului simț și al rațiunii de stat. Ce vedem acolo sunt numai rațiuni de stat în care se invocă prin Parlament și prin tradiție puterea poporului, puterea națiunii. N-aș vrea să fac mereu comparații cu românica noastră, nu pentru că nu mi-e dragă și sunt român și alt destin am. Pentru că aș putea fi acuzat de nihilism românesc. Avem și noi lucruri foarte bune, valoroase și putem să le facem. Dar ne trebuie ce? Lideri cu simțul istoric în inimă și în minte și să-l transfere rapid în politici aplicabile, nu în deziderate, nu în pamblicării. Să nu ne consumăm energiile așa puține cum sunt în bărăcălări și certuri ordinare în care, dacă s-ar produce acum o propunere directă și ar fi mâine un referendum la Chișinău că vrea să se unească cu țara, să spună știți că nu suntem pregătiți să mai vedem apropo de tema aceasta a temporizării. Când văzând ce se întâmplă în Europa, cum spunea prietenul nostru, sunt puseuri dirijate întâmplătoare, unele nevinovate, ala Cehia, Italia, vezi, Doamne, semnă cu Polonia, altele care sunt sub patronajul Sirizei, care o să spună, măi, Europa, noi te iubim, dar tu iei dublu cât ne dai înapoi. Europa, ca Uniune, a apărut ca o înțelegere economică, fraților. Exact. Ei s-au întrunit pentru a face o economie comună, iar economia competitivă pe oțel și cărbune și mai târziu să nu mai producă sursa războaielor, gen războaiele franco-germane sau similare. Păi oameni, dintr-o Europa comună care a plecat de la raționamentul profitului economic, în momentul când această idee și această expansiune unionist-economică îi pui văl politic, ai distrus pe de o parte economicul, iar amestecul politicului într-un economic continental este cea mai importantă, poate cea mai distrugătoare sursă de corupere. Când politica intră în economie, este corupere. Arată cu degetul că noi, corupții, corupții, adică la găinare mici. Marea corupție acolo este. Ei corup prin supra și transnaționale guvernul întregul lor. Corup companii întregul lor. Și aceasta se simte, se vorbește. Am să vă arăt niște modele acum, probabil că o să avem timp. Da. Două lucruri vă citesc. Asta e ipoteza dumneavoastră vis-a-vis de desfășurarea. Nu, asta e modelul care se practică atunci când un economic este capturat de ne un politic. Ne abordăm doar teoretic. Pe măsură... Uitați-vă la America. Întâi a apărut ca o uniune politică. America a apărut ca o uniune politică ce s-a captat în interior, s-a consolidat până în câștigarea unei independențe politice, după care au așezat economiile sub aceleași legi ale politicului. Nu! Aici legile politice care se fac în Europa răspund
vechilor interese economice competitive care cu acum... O precizare, că asta e percepția dumneavoastră, un om care este cunoscut... Este analiza pe care o fac și orice economist și orice profesor de economie politică o să vă pună exact același model în față. Nu acuz, nu fac asta ca o acuză și să vină acum să intentez un proces de intenție întregii. Conturați o variantă de percepere. O facem pe ceea ce se simte. În Europa există nemulțumiri profunde. În același timp, Jean-Claude Juncker spunea că ceea ce ne mai unește este moneda comună și politica economică comună. Ceea ce ne mai unește. Păi întreb eu, dar politica, cea care trebuie să genereze aspirațiile Uniunii Europene. Am auzit și pe doamna Dăncilă, vorbind acum, cetățenii europeni. Dom'le, este blasfemie. Nu există statut de cetățean european. Sunt locuitori ai Europei cu cetățenia proprie fiecărui stat național în parte. Cereți acum pașapoartele de mișcare a domnului Juncker, a Timmermans, Tusk, unul cu pașaport polonez, celălalt cu pașaport luxemburghez, celălalt cu pașaport german. Asta este un deziderat. Lumea practică concretă, lumea reală, nu poate trăi din bune intenții și din deziderate. Am înțeles. Vreau să vedem o nouă imagine. Acum, domnule Răzvan Munteanu, iată, 170 de oameni de afaceri britanici cer ținerea celui de-al doilea referendum. Această exigență, care a fost semnalată în presa britanică de azi dimineață, practic în jurul orei 2:35 ora României, apare ca un semnal că, totuși, în Londra sunt puncte de vedere care au și alte viziuni decât ceea ce până acum șeful guvernului de la Londra a susținut, inclusiv în Parlamentul Marii Britanii. Este adevărat. Bun, acum 170 de oameni de afaceri la ceea ce reprezintă Marea Britanie este o cifră infimă, dar este, sunt, de fapt, reprezentații unei viziuni destul de persistente în societatea britanică. Am văzut inclusiv firme care se ocupă de transportul maritim pe feribota mărfurilor și au anunțat că un Brexit bazat pe No Deal, spre exemplu, ar arunca în aer un procent de 80% din valoarea de piață a firmelor pe care le dețin. Ceea ce a condus inclusiv către acea criză socială despre care v-am spus. Oamenii au început deja o parte dintre ei să-și cumpere, să-și alimenteze tot felul de produse. Creând un oarecare fenomen de paranoia socială pentru unii britanici. Se spune că tensiunile sociale nu vor escala și că nu se va ajunge acolo. Dar am dat această cifră pentru că totuși arată că cineva a pregătit. Nu poți dintr-o dată, într-o dimineață, să scoți 170 de yes-men care să zică da, sunt de acord cu al doilea referendum. Cineva a pregătit o asemenea coagulare. Cu siguranță. Gândiți-vă că sunt, în primul rând, sunt rețele de oameni de afaceri care se întâlnesc, se așează la o masă, așa cum așezăm și noi, poate inclusiv în spatele unor ruși închise, și își discută propriile lor interese financiare, în primul rând, pentru a-și crea politice și strategiile de viitor. Și sunt foarte multe firme cu capital britanic care vor fi afectate de un Brexit imprevizibil. Pentru că mulți își pun întrebarea ce se va întâmpla cu forța de muncă. Trebuie să recunoaștem că, până la urmă, Marea Britanie a profitat de această forță de muncă venită din Europa de Est ca o mână de oxigen. Gură de oxigen. Ca o gură de oxigen. Deci a fost ceva fenomenal pentru foarte multe firme ca acestea. O incertitudine de acest fel îi face să se gândească de două ori. Nu faceți decât să confirmați ipoteza. Pentru că cea mai importantă acție, eu îi spun calamitate latentă, pe care a produs-o captarea Uniunii Europene a țărilor din Est, exact, a fost atragerea magnetică a peste 25 de milioane din noua Europa, să folosim cu termen, către vechea Europa, către Europa Atlantică. Și asta a dus la regenerarea prin forța de muncă ieftină, calificată, pentru că toate țările fostului sistem socialist a avut cea mai puternică intelectualitate tehnică și cea mai puternică forță de muncă mediu calificată în toate domeniile, ceea ce nu se mai găsea în vest. Exact. Și s-au dus de la îngrijitor de bătrân în casă până la marile întreprinderi de IT pe care le-au
revigorat prin aportul de inteligență, dar și de muncă fizică, ce l-au făcut să prospere. Ei, lucrul acesta nu este business, nu este economie, dar pe ce? Pe platou, pe șapoul extraordinar a unei decizii politice, pe care naivitatea noastră n-a înțeles-o la timpul potrivit și n-am știut să facem în interesul național al națiunilor europene acel protecționism. E foarte interesant. Acum de-abia se vine cu ideea găsirii soluțiilor de protecție a propriilor economii sub bagheta politică a vestului. Too late. Prea târziu. Dar avem soluții de recaptare. Să recunoaștem că totuși a fost o măsură pozitivă, ca să continui ideea dumneavoastră, mărirea salariilor medicilor. Iată o modalitate de a opri un exod. Deci asta este nu numai atâta. Faptul că acum plătim pe cei din construcții mai ceva decât pe un, să spunem, învățător în primul an sau instructor în primul an. Ca să-i aducem pe cei care sunt făuritori și creatori de bunuri, atenție, și materiale și spirituale. Credeți dumneavoastră că plecându-ne actorii, plecându-ne mințile tefere ale tineretului, mă uitam la cei din Liga Studenților care studiază în străinătate, din 5600 de oameni, dragul meu, vin acasă doar 350 și restul se împrăște în lume. Ne bucurăm și ne udăm că e cea mai bună fata noastră, copila noastră, la cel mai înalt centru de studii astronomice din Tokyo. Alta e din cea mai grozavă inventatoare a celulilor STEM din America. Cealaltă a găsit o soluție formidabilă a destructurării microparticulei genetice în medicina nucleară genetică. Sunt ale noastre, sunt fete, băieți extra, dar sunt acolo. Bun, de ce nu avem puterea să o facem aici? Iată de ce spun că viziunea și barza chioară, cum spune Eliade, săracul, face ca noi să nu gândim în perspectiva celor 20 de ani de dezvoltare. Urmează pauza publicitară, nu înainte de a face o remarcă, fiind inspirat de domnul Gian Chelaru, Simona Halep bate în străinătate, cum a bătut și astăzi, și se întoarce acasă. Revenim după minutele publicitare. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem o nouă imagine pe ecran acum. Domnule Răzvan Munteanu, vedem în această imagine un dialog între un fost prim-ministru irlandez și o jurnalistă. Mesajul, în esență, pe care îl dă acest politician experimentat este că dacă se ajunge la un Brexit, cu acord sau fără acord, fără acord e rău, pentru că atunci se va reinstitui controlul la granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda și se creează probleme pe care nimeni nu și le-ar fi dorit. Această îngrijorare pe microecran exprimată chiar în cursul dimineții acestei zile, cum o comentați? Bine, exact în tonul celor pe care le-am discutat până acum. Vor fi o serie de nemulțumiri ale unor actori care fac parte din Regatul Unit al Marii Britanii și cu precădere Scoția și Irlanda, așa cum am spus mai devreme, care, din punctul meu de vedere, s-ar putea să fructifice nu sub o formă tocmai pozitivă pentru Londra acest dosar al Brexitului. Ei au dat de înțeles în ultimul an de zile și nu s-au sfit să arate acest lucru, pentru că fie nu susțin ideea de Brexit, fie că s-ar putea să se repoziționeze ca urmare a viitoarelor scenarii care se vor întâmpla pe acest dosar. În același timp, discutăm în celelalte două părți ale emisiunii, din altă perspectivă, și poziția sensibilă a Scoției. Acolo este o doamnă premier extrem de puternică în modalitatea sa de relaționare cu cetățenii și de delimitare față de politica Londrei. Sigur, nu acceptă Tereza May ideea că ar putea să fie un regat fără Scoția și fără Irlanda de Nord, dar dumneavoastră cum percepeți posibile evoluții acestor două teritorii încă britanice? Îmi place termenul pe care l-ați folosit, încă britanice. Da. Nu cred că pe termen scurt vom asta totuși la o destrămare a regatului Marii Britanii.
depinde totuși cum vor evolua și care va fi impactul Brexitului, pentru că mai este un lucru pe care trebuie să luăm în calcul. S-ar putea să asistăm la un clivaj social în interiorul Marii Britanii destul de puternic și să asistăm inclusiv la pierderea unei generații care va fi eșecul său politic-economic, să dea vina pe rezultatul Brexitului, fie că va fi unul pozitiv, fie că va fi unul negativ. Pentru că populația în sine nu poate să conștientizeze ce este cel mai bine pentru Marea Britanie în momentul de față, așa cum vedem că și clasa politică nu are capacitatea de a-și asuma o decizie uniformă. Inclusiv în cadrul conservatorilor, aceste diferențe de idei și de opinii sunt foarte clare. Ieșirea Scoției și a Irlandei din Irlanda de Nord. Și a Irlandei de Nord din cadrul Marii Britanii, totuși s-ar putea să devină un subiect destul de important și să nu creeze oarecum un val al unor mișcări din Europa, plecând de la Catalunia către alte regiuni și m-aș întoarce către anul 2008, dacă nu mă înșel, când în Federația Rusă la Moscova, unde nu sunt recunoscute nicio mișcare de tip separatist sau secesionist, a avut totuși loc conferința internațională a mișcărilor secesioniste și separatiste din întreaga lume, cu lideri plecând din California, Texas, Scoția, Irlanda de Nord, Catalunia, Tirol și multe alte regiuni, inclusiv din ținutul secuiesc. S-ar putea să asistăm la un șac geopolitic pe termen lung destul de interesant. Dar mai e ceva și tot dumneavoastră să-mi comentați și apoi o să trec cu o întrebare aparte pentru domnul general. Înainte de a ne uita ce e în țara noastră și știm realitatea, trebuie să admitem că tinerii care s-au dus și au fost acceptați să muncească în Marea Britanie au reușit în joburi pe care britanicii nu și le mai doresc. Și în joburi pe care britanicii nu și le mai doresc. În același timp, e o mare întrebare. Cum s-a ajuns ca cetățeni britanici respectabili sau cetățeni români căsătoriți cu cetățeni britanici, respectiv femei românce cu britanii sau invers, să plece din Londra și să se stabilească în localități din apropierea Londrei, numai ca școala să fie britanică, să nu mai fie precum în Londra, unde sunt foarte mulți cetățeni veniți din Africa, din Orientul Mijlociu și au impus un anumit tip de meniu în școli, Coranul pus pe masă și așa mai departe. Cum a pierdut un popor mândru și atât de puternic, poporul britanic, Londra? Nu este ceva specific britanic, ci este o mișcare de mase a migrațiilor specifice întregii Europe. Cu toții cred că ne-am plimbat și prin Paris, prin Bruxelles și prin alte mari capitale și am văzut că lucrurile se aseamănă foarte, foarte mult. Și aici m-aș întoarce puțin către problema României, pentru că nu ar trebui să credem că și noi putem fi feriți de astfel de lucruri în viitor. Asistăm la o migrație a forței de muncă calificată, la un brain drain destul de puternic. Eu văd zilnic blocuri care se renovează în centrul capitalei cu muncitori aduși din Asia. Văd lucrători din zona Asiei aduși care lucrează pe străzile din București, asfaltând sau renovând poduri. S-ar putea să riscăm și noi să preluăm acest model al statelor occidentale care din nevoia lor de a aduce forță de muncă s-au orientat în mod inițial unde? Către zona Asiei, de unde au importat evident o populație mult mai săracă, mult mai puțin educată și probleme precum fundamentalismul religios de sorginte islamică. Pentru că așa au ajuns belgienii să aibă astfel de probleme. Ar trebui să ne gândim că dacă vrem să revigorăm această problemă a forței de muncă, să privim mult mai atent către românii din afara granițelor. Să înțelegem că am putea să aducem pe românii din Ismail, din sudul Bugeacului, să lucreze în România, pe un salariu minim pe economie sau mediu pe economie în România, care oricum este cu mult superior salariilor pe care ei le-au acolo. Ar fi foarte bun ca secretar de stat la Ministerul pentru Românii de pretutindeni și deși acest minister, la un viitor guvern curajos, ar trebui să fie modificat ca titulatură și să îi se spună ca și în Coreea de Sud. Ministerul Reunificării Naționale. Avem acum pe ecran o nouă imagine, domnule general Mircea Chelaru, este imaginea premierului britanic și a steagului acestei națiuni puternice. Să nu uităm că Marea Britanie, în relația cu România pe plan militar, acționează loial. Periodic, avioanele militare britanice aterizează la Covo Gărnicianu și participă la poliția aeriană existentă în spațiul aerian românesc deasupra Mării Negre, deasupra apelor maritime românești. Aș vrea să tragem o concluzie vis-a-vis de acest Brexit, pentru că am mai pregătit două surprize pentru telespectatori în partea finală a celei de-a treia
componente a emisiunii noastre. Domnule Gian Chelaru. Da, eu aș vrea totuși să nu ratez momentul, să mă leg de ultima idee și continui. Vă rog. Legat de întrebarea țintită și foarte bine pusă. Londra lui Kahn nu mai este Londra englezilor. Asta e realitate. O tot dăm eleganță, nu deranjăm, o punem în fraze elegante. E ca și cum un doctor încearcă să-ți spună că ai cancer, începând cu fraze laudative, spunând ce ochi frumoși ai. N-am făcut nimic. Ex abrupto. Asta e răspunsul. Am aici atenționarea lui Samia Oabalde Abu Saleh, care a condus departamentul, vă rog să fiți atenți, iubiți telespectatori, a condus departamentul de drept arab și islamic al Institutului Elvețian de Drept Comparat până în 2014. Este actualul director al Institutului pentru Studiul Islamului. Citez 4-5 rânduri din ultimul sfat, așa ne-l dă nouă, ultimul sfat al acestui om. Dacă Europa nu vrea să se sinucidă pe plan civilizațional, ea trebuie să știe că refugiații musulmani primiți în ultima vreme cu miile pun învățăturile Coranului și a lui Mohamed asupra drepturilor omului și a oricărei legi. Pornind la acest adevăr, țările occidentale care primesc refugiați musulmani trebuie să avertizeze că aceste învățături islamice nu și-au locul pe teritoriul lor și că doar legile votate de Parlament trebuie respectate. Cine le atenționează? Unul de-a lor, din inima lor, care i-a studiat îndelungul civilizației de mai bine de 1300 de ani. Drepturile omului, egalitarism, egalitate, de acord, în interiorul propriilor structuri civilizaționale. Civilizația lor nu este compatibilă cu civilizația creștină a Europei. Libertatea, trestea gânditoare a lui Blaise Pascal nu are ce căuta în stufărișul rigid și incompatibil cu a lumii și a civilizației acestor arabi. Și nu numai, ni se spune că suntem Africa de peste Baltă, respectiv de peste Mediterana, pentru că și cealaltă parte a lumii de același profil, nu spun neapărat religios, confesional nuanțat, produce aceeași stare în locurile în care ajung. Dumneavoastră spuneți așa, cum vom putea ca în viitorul apropiat sau mai depărtat, noi, ca litere de învățământ, de învățătură, să protejăm națiunea română, rasa românească, omul în sine, civilizația noastră, de asemenea intemperii calamitante. Ați văzut lucrători pe șosele, da? Dom'le, asta este migrația sau absorpția controlată. Stai. Vii, muncești, stai cât trebuie și pleci. Așa. Nu te împuiezi la mine. Nu faci ghetouri și cartiere în care eu să mai am dreptul să intru decât numai cu avertisment după ora 18, după amiaza, așa cum este în cartierul bruxelez. Că din Bruxelles am ajuns bruxelistan. Vii, muncești, ești loial. Ai greșit, ai zburat. Domnilor, putem greși față de noi. Suportăm personal. Dar când greșești față de națiune, este ireparabil. Și de aceea mă bucură că totuși România, atât cât a putut ea, s-a abținut de la votul privind migrația, știți foarte bine, dat de acum 2 săptămâni în urmă. Iar faptul că acum România este la președinția Consiliului, da? Cu aceste paneluri grele pe masă, poate să o scoate în evidență ca un aport de inteligență extraordinară. Că nu ducem lipsă de inteligență. Numai că nu sunt la locul potrivit. Cea mai importantă problematică acum este ca infantilismul actual guvernamental să caute, domnule, mințile care pot să producă
soluții europene și pentru Europa, pentru că noi suntem națiune veche, fondatoare de civilizații europene. Apropo, vă întrerup și eu să continuați. Iată o imagine, noi suntem într-o plină iarnă și reală, dar și în plină iarnă geopolitică. Și dacă vă uitați sus, am ales un citat din cartea generalului Chelaru, a cărui mesaj vis-a-vis de noul Hannibal și de ce aduce acest nou Hannibal, un cal troian. Iată două sintagme pe care aș vrea să le explicați, domnule general, pentru că sub o formă sau alta, chiar dacă România a trecut la președinția onorabilă a Consiliului Uniunii Europene, asistăm în continuare la cutremure interne în Marea Britanie, în Franța. Am fost recent, am văzut și vestele galbene și poliția. Acolo este o stare aparte. În Italia, unde chiar dacă se circulă excelent pe autostrăzi, dacă stai de vorbă în diferite benzinării cu oamenii, nu sunt într-o condiție economică excelentă. Europa se află sub un vifor geopolitic, domnule general. Da, nu mă așteptam să puneți asta. Am să explic doar că nu numai societatea românească este în situația aceasta de incapacitate, de insolvență managerială. Eu așa îi spun, o insolvență managerială. Întreaga societate europeană, la toate nivelurile, pentru că sistemul omnia-sensu a economiei globalizate a produs și mimetizarea soluțiilor adoptate de diferite guverne. Acele clișee tabu este un fel de hologramă care funcționează, mai mari sau mai mici, dar care funcționează într-un regim de... nu de coerență, într-un regim de excitație reciprocă. Dacă se întâmplă o anumită problemă cu Catalunia aici, hop, se mișcă ceva și pe la... Tirol. Nu, ca nu-i spun Tirol, o spun chiar la secuie. De ce s-au adunat toți la ruși? Pentru că rușii sunt cei mai în danger, cei în cel mai mare pericol de a suporta consecințele secesionismului. Ce Scoția este? Nu este anti... Brexit sau pro-Brexit. Ea însă își urmează din o adâncă istorie, ea coace de secole propria independență. Secesionismul, atenție, nu separatismul, secesionismul scoțian este în mintea și în sângele fiecare scoțian. Așadar, ce se prevestea de geograful de la Departamentul de Stat în anul 90, despre care eu vorbesc în anul 2000, și pe care multe din fețele politice ale vremei nu le-au cunoscut, iar când le-am scos pe piață, într-un mod metaforic, în anul 2000, a spus că vorbesc în somn. Da, dar era un somn al rațiunii, care astăzi devine angoasa națiunii. Separatismul în sine a microentităților nemulțumite de eșecul lamentabil al acestui management incalificabil de prost. Am o carte numită Degenerarea națiunilor și răul ca instituționalizat ca politică socială. Este infantilizarea, idiotizarea managementului. Din ce în ce, valoarea tot mai mică adună în jurul ei cercuri non-valorice și am ajuns de la meritocrație la idiatocrație către idiotocrație. Conducerea lumii de către paliativele ideotocrate, însemnând omul fără idee, omul care nu mai poate să genereze ce mers înainte, saltul înainte social, produce colapsul societăților. De aceea se întâmplă în toată Europa ceea ce se întâmplă. Societăți care au ajuns la autosuficiență nu mai găsesc soluții pentru populațiile tot mai pertinent cunoscătoare, pentru că ce se întâmplă? A apărut uriașa rețea non-neuronală a cunoașterii instantanee numită internet. Și forța aceasta, energia cunoașterii și a informației îi face să nu mai fie supuși. Regula numărul unu pentru a conduce bine o societate e de a găsi soluția prin care această societate să se supună regulilor conștiente. Nu să fie în permanență reacție contestatară, violentă sau separatistă.
Suntem în lumea contestatarismului, indiferent ce apare, fântești. A violenței, dar violența verbală până la cea de stradă, ce ați văzut dumneavoastră în piață, pentru care noi dăm cu subsemnatul, mă refer, noi români între noi dăm cu subsemnatul, dar se uită că violența se reprimă prin violență, cum bunătatea este răsplătită cu bunătatea, violența se reprimă prin violență. La nivel upgradat, într-o succesiune a procedurilor sau instantaneu prin supradimensionarea forței. Dar asta trebuie înțeles de cine? De diriguitor, de ăla care trebuie să știe ce înseamnă social, societate, conducere și asumarea consecințelor acestei conduceri. În momentul în care Europa de astăzi nu-și mai găsește ritmul, pulsul, organicist vorbind, tot spunea Eminescu, teoria unui stat nu poate fi decât înțeleasă în interiorul organicismului, viața unui organ viu. Nu Europa în sine, scriam și voi scrie în continuare și o repet. Dar scurt, pentru că mai avem o imagine. Nu trebuie să inventăm o nouă Europa. Noi nu negăm valorile pentru care luptăm. Ele sunt ideatic minunate. Trebuie să le transferăm exact din esențele lor în ceva practic aplicat. Ce este nevoie astăzi? De eradicarea celor care au făcut ca această Europa să eșuieze de la condițiile la care a plecat Schuman. Am înțeles. Cum? Am înțeles. Puterea națiunilor. Avem o nouă imagine, este ultima. Este o imagine pe care am primit-o prin Twitter. Twitterul generalului Danforth, care este președintele Comitetului Șefilor de State Majore de la Pentagon, conținea trei imagini. Imaginea din față este imaginea mare, prima imagine de pe Twitter, este dialogul dintre șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă, și generalul Danforth, care conduce armata americană. Imaginea a fost realizată pe timpul pauzei de la una din ședințele Comitetului Militar al NATO, care s-a desfășurat timp de două zile în această săptămână. Câte trei minute de fiecare invitat special pentru comentarea acestui moment și a nuanțelor sale. Încep cu domnul Răzvan Munteanu. În primul și în primul rând trebuie să mulțumim Armatei Române pentru imaginea bună pe care o face și pe care a făcut-o de-a lungul timpului și nu cred că mai este contestabil faptul că este poate instituția nu numai cu cea mai mare încredere pe care o au românii, dar și cu cea mai bună imagine pe care o oferă România în afara granițelor. Și să nu uităm declarațiile care nici de cum nu au fost gratuite ale aliaților noștri din cadrul NATO privind meritele și sacrificiile pe care Armata Română le-a făcut nu numai în Afganistan, cât și pe alte fronturi destul de fierbinți. Inclusiv Irak, inclusiv în fostul spațiu ex-Iugoslav. Exact. Deci acest lucru nu trebuie să-l excludăm și nu trebuie să-l uităm absolut deloc și pentru că trebuie să ne bucurăm pentru că Armata Română face în continuare cinste statutului său pe care îl are. Nu, în cele din urmă aș vrea să atragem atenția că România se află într-o zonă care nu este absolut deloc comodă. Ne aflăm ca stat de graniță al flancului euroatlantic, într-o zonă în care provocările și agresivitatea Federației Ruse este în creștere, unde avem două state vecine, Ucraina și Republica Moldova, care vor avea alegeri și care s-ar putea să schimbe traiectoria de politică externă a acestor state și să ne creeze noi provocări. Și ar trebui să continuăm procesul de înarmare și de înzestrare al Armatei Române, dar un proces făcut coerent de către experții militari și cu o implicare mult mai puțin a celor civili și fără să ascundem alte interese, evident, financiare în acest sens. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Munteanu. Vreau să mai vedem o dată imaginea, pentru că este bine să punctăm și aici. Generalul Nicolae Ciucă a studiat în Statele Unite ale Americii și este omul care, într-o situație de criză, așa cum arată și această imagine, îl poate suna imediat pe generalul Danforth. Americanii sunt aici, la Cogălnicianu, sunt la Deveselu, sunt la Câmpia Turzii și, practic, la ora actuală, parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii și România este garantul numărul unu al suveranității și integrității teritoriale a țării noastre. Opinia domnului Gian Chelaru, în final. E bine că l-ați adus în discuție pe domnul Gian Ciucă, nu numai că a studiat în Statele Unite, pentru că poți să te duci în Statele Unite să studiești și să vină apoi bâtă. Este un inteligent care a lucrat în inteligență, mi-a fost și student la Colegiul de Război și îl cunosc în devenire
așa cât am putut, cât am fost comandant și șef al statului major general, contribuind la evoluția corectă și aplicată, plină de substanță a acestui om. Înainte de a intra într-un subiect foarte important, mă grăbesc pentru că am înțeles că mai sunt foarte puține minute, am să explic de ce, dincolo de toate aserțiunile pro și contra numirii, prelungirii mandatului domnului Ciucă, chiar dacă erau 3 sau 4 care să răspundă, toți 4 să răspundă condițiilor de a fi numit șef al statului major general după terminarea sau încheierea timpului de 4 ani ca mandat calificat, trebuia să se prelungească cu 1 an de zile mandatul domnului Ciucă. De ce? Simplu. Sau cel puțin cu 6 luni. Păi nu este posibil să schimbe acum șeful statului major, care a generat 4 ani întreaga structură a forțelor, a generat canalele de lucru pentru producerea stării de interoperabilitate a securității zonei Mării Negre și a flancului sud-estic. Trebuie să operaționăm divizia, brigăzile, corpul expediționar de tip de corp de armată, care sunt în lucru. Și să vină unul acum care se o ia de la capăt, să începe să se documenteze, să vadă cam ce ar trebui să facă. Când România este cap de coardă și pe componenta securității Europei, care va fi pusă în discuție în cadrul acestor etape. Cine să o facă decât într-o continuitate cel care a fost în contact permanent și cu Bruxelles, și cu Monsu, și cu Pentagonul, și cu colegii din această zonă. Îl iei acum pe acesta care era plin, fulfill, cum spune în engleză, era plin de expertiză și avea proiecțiile în continuare, să-l dea deoparte și să-l pui pe unul doar pentru că s-a terminat mandatul de 4 ani, când legea permite să îl ducă mai departe încă cel puțin 1 an de zile. Deci nu s-a făcut o prelungire pentru Ciucă, ci pentru reprezentarea României într-un cadru de maximă expertiză, de înaltă expertiză strategică, virgulă, capabilă să producă soluții valabile atât pentru modelul pe care vrea să-l încerce, al face Europa, de securitate și apărare, dar într-o combinată, într-o congruență cu statutul Alianței Nord-Atlantice. Că sunt unii în Europa care au început să bată câmpii. Că dacă ei se adună mai mulți într-un loc, nu mai e nevoie de NATO și nu mai plătim. Iată ce a pronunțat astăzi temerea uriașă, chiar de la departamentul de peste ocean. Că dacă se continuă în felul acesta, există posibilitatea unei rupturi totale în alianță. Inclusiv Statele Unite amenință că se retrag din NATO, dacă toți ceilalți parteneri europeni, că ce înseamnă NATO? Europa plus SUA și Canada. Dacă partenerii europeni nu-și intră în seriozitatea preluării prerogativilor de autoapărare, făcând acel spending, acea cheltuială pentru propria lor securitate, a zis, e prea mare sarcina, este too heavy burden. Asta e expresia de astăzi, too heavy burden. Este prea grea și prea mare sarcina noastră de a vă întreține securitatea voastră. S-a vorbit de 11 iunie și acum am să intervin. Cine... Mai avem un minut. Un minut. E bine, dragii mei, în timp ce se aplauda și se cânta Odă Bucuriei în Ateneu, la București a sosit în aceea zi reprezentantul, directorul Departamentului de Stat care se ocupă cu politicile globale ale Americii. Nimeni altul decât David Hall. Acest David Hall a venit cu un mesaj clar la Cotroceni. Discuțiile avute cu președinte au trecut într-o incredibilă și maestoasă tăcere. E o omertă totală. N-am văzut să se scrie nimic în presa noastră. Cu mesajul pe care l-a primit președintele României din partea Statelor Unite, a venit chiar în 11 ale acestei luni. S-a dorit ca să se spună clar că Statele Unite, prin România, este interesată de existența unei permanente cooperări bilaterale pentru securitatea Mării Negre și dezvoltarea polițiilor de securitate ca și actor principal în zona Balcanilor până în Balcanii de Vest. Dragul meu, încheiem. America e foarte important. 10 secunde. E foarte important. Statele Unite spune clar,
De aici încolo, ceea ce ne interesează este ca să facem programe de securitate comună, transferând peste securitatea strict militară și componenta noastră de securitate economică. Acesta e mesajul. S-a dat ce Dumnezeu să se întâmple așa. De ce oare s-a tăcut? E o întrebare. Eu când am intrat, n-am descifrat, când am găsit cheia acestei... Vom reveni asupra acestui subiect. S-au epuizat minutele afectate emisiunii noastre. Sigur, dialogul este extrem de viu cu domnul Jean Chelaru, cu expertul în geopolitică Răzvan Munteanu. O să-i mai chemăm în fața dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru atenția acordată și rămânem pe ideea că dacă în Marea Britanie problema este Brexit-ul, în România este președinția Consiliului Uniunii Europene și să facem tot ceea ce depinde de noi, de la exprimarea în presa democratică din România la nivelurile adecvate de a susține această cauză a demnității României la Uniunea Europeană. Bună seara! Și mult inut!